În timp ce la nivel național se desfășoară acțiuni mamut de destructurare a marilor rețele de trafic de droguri, cei de la nivel local își continuă rutina. Dar, după cum se vede, nici aceștia nu mai sunt în siguranță. În doar două nopți, polițiștii biroului Ordine Publică Deva au depistat 4 tineri, toți din Deva, care aveau un dispozitiv tip grinder, care conținea fragmente vegetale uscate, precum și țigarete confecționate artizanal. Din cercetările anchetatorilor a reieșit că în cursul anului trecut, una dintre persoanele vizate în acest dosar ar fi racolat mai mulți tineri consumatori de droguri, constituind un grup infracțional organizat în scopul cumpărării de droguri la prețuri de 30 sau 50 de lei gramul și vânzării ulterioare cu 150-250 de lei doza. Pentru membrii grupului infracțional care ar fi avut rolul de a intermedia tranzacții, așa zis și dealeri, ar fi fost fixat un preț preferențial de 100 de lei gramul de cristal, respectiv 3 CMC, un drog de mare risc. 11 persoane au fost conduse pentru audieri la sediul DIICOT, biroul teritorial Hunedoara.